Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Ecleziast. Astăzi vom vorbi despre familie și îndatoririle creștinului față de familie. După învățătura Sfintei noastre biserici, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat și femeie, binecuvântată de Dumnezeu în fața Sfântului Altar. Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Cea din tâi familie s-a întemeiat în rai, având ca preot și martor pe însuși Dumnezeu. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul. Însușirile familiei creștine se desprind din învățătura Sfintei Biserici despre căsătorie și sunt. Unitatea și egalitatea familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre un singur bărbat și o singură femeie. Fiecare bărbat să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Sfânta noastră biserică nu îngăduie legătura dintre bărbat și mai multe femei, căci aceasta înjosește femeia. În familia creștină, femeia este soție, adică tovarășa de viață și împreună lucrătoare cu bărbatul în toate. Creștinismul a ridicat femeia din starea de înjosire față de bărbat, în care se găsea mai înainte, și a așezat-o în toată vrednicirea ei de ființă creată după chipul lui Dumnezeu, precum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Astfel, creștinul a arătat pentru prima dată că femeii se cuvine aceeași prețuire ca și bărbatului. Numai mult mai târziu, orânduielile omenești i-au recunoscut și ele femeii drepturi și îndreptățiri alături de bărbat, dragostea și buna învoire între soț. Când sila sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei familii, atunci rare ori traiul între soți este fericit. Curăția. Soții să nu fie în apropiata înrudire trupească și sufletească. Prin canoanele sale, Sfânta noastră Biserică a stabilit gradele de rudenie care fac cu neputință încheierea căsătoriei. Sfințenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel numește căsătoria prin care se înființează familia taina mare, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată de Hristos și în biserică. Pentru însemnătatea pe care familia o are în viața de obște, binecuvântarea dumnezeiască este de neapărată trebuință. Trăinicia, căsătoria să fie pentru toată viața, căci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, celor ce sunt căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat. Iar dacă s-a despărțit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său. Tot așa bărbatul să nu-și lase femeia. În afară de moartea trupească, Sfânta Biserică îngăduie desfacerea legăturii dintre soți, divorțul, numai din pricini morale asemănătoare morții trupești, cum sunt necredincioșia, adulterul sau alte legături trupești neîngăduite. Sfânta noastră Biserică îngăduie recăsătorirea soților văduv. După învățătura Sfintei noastre biserici, scopul familiei este nașterea de copii spre înmulțirea neamului omenesc și a credincioșilor Sfintei Biserici, ajutorarea soților între oaltă pentru ușurarea vieții, ocrotirea moralității soților, s-a mai spus că omul este creat pentru viața în societate, adică pentru a trăi împreună cu semenii săi, și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Cea din tâi forma vieții de obște este tocmai familia. Pe familie se întemeiază apoi toate celelalte forme de viață obștească, dar familia nu este numai sâmburele din care crește obștea, societatea omenească, ci ea este și cel din tâi așezământ de creștere morală a omului, neapărat necesar pentru bunăstarea societății. Familia este răsadnița de virtuți și izvor de întărire morală. În sânul ei își primește copilul primele îndrumări de viață care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci dacă temelia bunei creșteri a copilului este dragostea și înțelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi și cel mai bine în familie. Numai părinții au dragoste față de copiii lor în măsura cea mai mare și numai ei au prilej potrivit și îndelungat să înțeleagă de plin firea fiecărui copil al lor. Pentru a-și putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei, de a crește oameni cinstiți în orice privință,
Familia creștină trebuie să se călăuzească după îndrumările morale sănătoase care se găsesc în învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, păstrătoarea adevărurilor veșnice. Iubirea și stima reciprocă. Soții sunt datori să se iubească și să se cinstească unul pe altul. Această datorie răsare chiar din unirea lor prin căsătorie, căci ei nu mai sunt doi, ci un trup. Sfântul Apostol Pavel spune, bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea și femeia bărbatului. Credincioșia să-și păstreze unul altuia, credincioșia făgăduită în fața altarului. Ajutorarea să se ajute unul pe altul în chip desăvârșit și să lucreze împreună pentru cele trebuitoare vieții, împărtășind împreună atât bucuriile cât și greutățile ei. Curăția și cumpătarea să trăiască împreună în dreptate, curăție și cumpătare. Munca împreună și desăvârșirea morală, în orice împrejurare, soții sunt datori să se lege cât mai strâns unul de altul, să-și împlinească lipsurile, să-și desăvârșească însușirile și darurile și să lucreze împreună pentru propășirea morală a fiecăruia și pentru buna educație a copiilor lor, având drept călăuză poruncile creștine. În felul acesta, viața creștină de familie va fi curată și sănătoasă, va fi școală de virtuți roditoare de bine pământesc și ceresc. Familia este alcătuită din părinți și copii. Părinții au datorii față de copii, iar copiii față de părinți. Dar, pe lângă părinți și copii, familia mai cuprinde și pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte și să se ajute, iar felul acesta de viață să pătrundă în toată societatea românească, adică în marea familie a neamului omenesc. În această mare familie a omenirii care, după învățătura creștină, are ca tată pe Dumnezeu, toți oamenii sunt frați între ei prin Hristos. Așadar, familia creștină trebuie să fie vatra în care focul dragostei să nu se stingă niciodată și de la care să se încălzească omul și obștea omenească. Sunt Crina Popescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune Ecleziast.